De la ultima intervenție, la nivelul IPJ Giurgiu, a mai fost primită o sesizare din partea unui cetățean care a reclamat faptul că nu este permis să voteze într-o secție de votare din comuna Bucșani. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că cetățeanului respectiv nu i-a fost încălcat dreptul de a vota, întrucât acesta are domiciliul legal într-un alt județ. În acest caz, apelantul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2000 de lei, conform prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 34/2008. În continuare, polițiștii, polițiștii de frontieră, jandarmii și pompierii rămân la datorie pentru a se asigura că procesul de vot se va desfășura în condiții de siguranță ca și până acum. După încheierea votului, efectivele MAI vor rămâne în dispozitiv pentru a asigura protecția transportului către biroul electoral județean, a buletinelor de vot și a celorlalte materiale rezultate în urma votării. Subliniem faptul că, din punct de vedere al ordinii publice, pe parcursul votului nu au fost înregistrate incidente.